Vă salut, prieten, bine v-am regăsit. Tot înainte. Mai greu, dar la deal. La deal, greu la deal cu bou mic, cum se zice, dar e bine, urcăm. Urcăm, vă mulțumesc care sunteți noutăți. Vă aștept să vă abonați, să mai dați un like, să dați o distribuire și așa mai departe. Pe toată durata discuției aveți o poză. Dacă apăsați pe ea, vă puteți abona și așa mai departe. Care vreți mai mult? Membru al canalului, aveți acolo alătură-te. Am uitat să-mi arunc niște apă în păr așa ca să par mai coafat, dar nu e important ce vedeți, important e ce se aude. Am citit mesajele voastre, mulțumesc. Am văzut că mi-a și spus unii dintre voi că, domne, alea ce ne-ai spus tu sunt regizate, eu n-am spus că sunt reale. Eu am spus că mă uit, că îmi place ceea ce văd acolo. Se întâmplă în viața reală. Alea nu sunt făcute așa că a fost unul deștept să inventeze lucrurile astea. Nu! Asta se întâmplă și o știți și voi, o știu și eu, o știe toată lumea. Depinde de haine, depinde de mașină, depinde de telefon, de aparențe. Și se întâmplă și am povești de astea, dar nu e frumos să. Că mă mai întrebați unii, domne, cine te-a sunat, domne, care a fost ăla cu lumânările? Nu o să dau nume pentru că nu e treaba mea până la urmă. Sunt niște povestiri, niște întâmplări care eu le împărtășesc cu voi, dar ați văzut că nu nominalizez persoanele, nu spun exact, bă, Fănică de la Tâncăbești. Nu, că nu e treaba mea. De ce să. Poate oamenii între timp sunt măritați, căsătoriți, la cast cășile lor, cum să zice, și ce până la urmă nu e treaba mea. Eu spun așa niște amintiri, niște întâmplări de viață și care vrea să asculte, să asculte, care mai și învață câte ceva dacă are de învățat, Doamne ajută. Dar să și spune că și asta tot Nea Laios Sătmăreanu îmi spunea, antrenorul meu de la juniori, îmi spunea tot timpul, ne spunea la toți. Am pus așa ca să nu vă contaminez, că așa e regula de la guvern. Ne spunea tot timpul, bă, zice, veneau jucători, foști mari fotbaliști, foști jucători în echipa aia Stelei care câștigase Cupa Campionilor Europeni, care jucaseră înainte la centru de copii și juniori la Steaua, acolo era un Bujor Hălmăgeanu, Silea Elenei, Teo Angelinei, Petre Mihai. Bine, Petre Mihai nu fusese el mare fotbalist, dar antrenor foarte bun, dar ăștia, ceilalți domni care am enumerat, bă, jucători adevărați. Nu știu cine, îmi cer scuze, nu mai. Dumitru Nicolae, nu știu, erau și plus că mai veneau foști colegi de-a lor, de pe la Pitești, de pe la când jucam sâmbătă, când aveam meciuri, jucam cu, când am mai crescut, cu Craiova, cu Piteștiu, cu Slatina, cu și. Era vremea în care antrenori la copii și juniori, la tineret, la abi, erau foști mari fotbaliști. Și ne spunea așa, bă, zice, știu că vă plictisesc, știu că n-aveți răbdare, că sunteți tineri, că o zice, ce mai zice, bă, și martalogul ăsta, bătrânul ăsta, sau că mai vin colegi de ăștia de-ai mei și mai veneau, mai beau o bere acolo în vestiar, mai și câteodată ne ținea de vorbă o oră jumate și te apucau spumele ca tânăr, ca când tu crezi că le știi pe toate și ce mai vorbește, bă, și ăsta, și nu îți convenea. Și ne spunea, bă, deștepții învață din povestiri, din ce au pățit alții. Proștii învață pe pielea lor. Băgați la cap. Dacă vreți să fiți deștepți, dacă nu, dați-vă cu capul de pământ, de perete, de tavan și învățați. Referitor la ceea ce mi-ați mai spus voi, a scris în comentarii, e
nu știu dacă e important că alea sunt regizate. E și greu să fie toate reale și făcute, înregistrate acolo cu o necunoscută pe stradă, pentru că, bă, îți mai dă și o geantă în cap, dar mai sunt și reale. E clar că se întâmplă. Eu asta am vrut să scot în evidență, nu că ar fi alea adevărate 100%. Nu, eu am vrut să scot în evidență faptul că, bă, se întâmplă. Se întâmplă în viața cu zi cu zi, de zi cu zi. Și o să vă dau așa o povestire. Sper să nu mă lungesc mult pe subiectul ăsta, dar am văzut că există interes și am zis, bă, dacă toți sunteți interesați să mai latru aici la lună puțin, poate, na. Sunt oameni care ori s-au găsit în situațiile astea, ori au de învățat și așa mai departe. Chiar mi-a zis un băiat, zice, domne, zice, am 20 ceva de ani, te rog să mă suni, că am pățit o treabă de asta, de, zice, te las cu gura căscată dacă îți povestesc. Eram jucător de fotbal, încă activ, îmi dăduse clubul o casă, un apartament, unde stăteam și într-o zi când s-a anunțat lotul pe care cei 18 jucători care să intre în cantonament, că să intra 18 pe vremea aia, pentru că nu aveai voie să faci decât 3 schimbări. Și atunci, pentru ce să ții, erau 11 în teren cu 3 schimbări, 14 și încă 2 pe bancă, 16. După aceea, acum când a fost cu nebunia asta, și înainte era cu 2 schimbări. Deci n-avea rost să stai în cantonament câte 20-21 de jucători înaintea de meci, mă refer. Și intrăm în cantonament, facem antrenament, vine antrenorul secund, scrie acolo pe tablă cine intră în cantonament și vine un coleg care mă înțelegeam bine și îmi zice, bă, zice, am și o rugăminte la tine. Zic, da, mă, zice, nu zic în vestiar aici, zice, după ce termin și asta, zice, zic afară, zice, ieșim afară, că vreau să vorbesc cu tine. Zic, hai mă, acum, că încă eram în echipamentul de antrenament, imediat după ce se terminase antrenamentul, la 10 minute. Ieșim afară din vestiar și începe, bă, zice, am și eu, zice, ceva de rezolvat și zice, dacă tot nu m-a luat ăsta, bulangiu ăsta în cantonament, poți să-mi dai și mie cheile de la tine, de la apartament, să mă duc eu acolo după amiază? Bă, zic, dacă eu am așa niște fixuri cu curățenia, cu am nebuniile mele ca fiecare om. Și la, nu știu, când mă mai duc la restaurant, de exemplu, să mănânc, iau furculița aia, suflu în ea, cuțitul, mai șterg o dată cu șervețelul sau cu ce pe masă pe acolo. Nu beau din sticlă sau din pahar după altcineva, nu acum că a fost nebunia asta, așa am fost să mai, cum să spune așa în termen popular, mai scârbos așa, nu scârbos ca om, mai scârbos așa cu astea, nu pup unde am mai pupat și alții, înțelegeți voi. Și zic, bă, zic, îți dau cheile, nu e nicio, bă, dar nu te duci în dormitor. Dormitorul e dormitorul meu, așternutul meu și aia nu, dacă bucătărie, baie, living, sufragerie, frățioare, nu folosești prosoapele care le găsești în baie, nu intri în dormitor și da, acolo te duci și tu cu ceva, bănuiesc, speli paharele, furculițele, tacâmurile, dacă comanzi ceva să mănânci acolo și le lași în scurgător frumos pe chiuvetă. Da, bă, ești nebun că nu fac acolo dezordine, nu intru, dacă mi-ai zis că nu se poate, nu se poate. Și zic să nu fumezi în casă. Colegul meu fuma. Vrei să fumezi? Ieși pe balcon. Bă, zice, ești nebun, cum să ieși pe balcon? Că dacă mă mai vede cineva, dar bine, fumezi închizi ușa la bucătărie, deschizi geamul și fumezi în bucătărie. Și lași geamul și la balcon și la
balcon aveam două geamuri așa care se deschideau, jumătate balcon se deschide. Lași geamurile deschise și la balcon și la bucătărie și lași așa când pleci. Zic, o să le găsești închise, că da, bă, frățioare, mersi mult de tot, nu știu ce. Ne-am dus în, m-am dus în vestiar, am luat cheia de la mașină, am urcat în parcare, i-am dat cheile de la casă, zic, uite mă, aici, zic, uite cheile, zic, el știa că fusese la mine de acasă de câteva ori. Și am rămas la stadion acolo unde ne antrenam, am făcut un duș și bazin, masaj și masa de prânz, ne-am odihnit și ce ne spune antrenorul, zice, bă, zice, ați găsit film? Și aia nu găsisem nimic cum să mergem. Nici nu era vremea așa bună ca să te duci de nebun, să te plimbi nu știu pe unde, să... Și zice, bă, dacă vreți, rămânem aici la cantonament și mai uremi, mai cărți, mai care vreți să ieșiți, să vă mai plimbați, să aia nicio problemă. Zice, 19:30 cina, după cină ședință. Și ne strângem să discutăm puțin despre adversar, despre... Ok. Zi și făcut. Am respectat programul până după odihnă, că aveam, de când eram mai mic, așa mai tânăr, aveam boala porcului. După masa de prânz, m-a apucat puțin somnul. Și mă odihneam. Profesionist, bă, profesionist. După ce mănânci, nu? Te antrenezi, te speli, mănânci și te odihnești. Și... venea masorul sau antrenorul secund. Ne trezea și, bă, așa cum știți, 19:30, cină. La revedere. Drum bun, cale bătută, cine te prinde, ahoi. Și acum ce zic, bă, dar nu eram nici cu remi, așa, nici de cărți, de jocuri de cărți, nu eram prea pasionat. Zic, ia stai, bă, să mă duc, era în zona acolo unde mai erau și magazine și... Și căutam, dacă mi-aduc bine aminte, niște baterii d-alea rotunde mici, cum erau alea de 2 lei pe vremuri, care să se încarce, niște acumulatori. Că aveam un... aveam și joc de ăla de... aveai diverse jocuri pe el, ca o consolă așa, și mergea cu baterii de-astea. Și ca să nu stai tot timpul să cumperi baterii, seara scoteai bateriile din joc, le băgai în aparatul la 4 baterii, le băgai în priză și în 3-4 ore se încărcau și te mai țineau iar pe urmă nu știu cât, iar le și tot așa. Și zic, bă, zic, ca să am de rezervă, că mai mergeam cu avionul, cu autocarul, cu... Zic, bă, ca să am de rezervă, zic, să mai iau un set de 4 baterii de-alea, ca să am tot timpul, să nu mai puteai să descarci cât un film pe memoria aia, pe... Și zic, ia stai mă să, zic, mă duc și așa suntem liberi, mă duc, zic, să-mi caut 4 baterii, da. M-am dus, m-am învârtit eu prin oraș și am găsit imediat, am găsit repede și zic, eram în zona așa pe unde locuiam, n-aveam voie să plecăm cu mașinile, să-și fiind în oraș, te duceai perpedes. Și zic, zic, ia stai mă, dacă toți sunt aproape, zic, ia stai mă să mă duc și până acasă. Ca să intrăm în subiect așa, să vă dați seama de ce v-am zis că multe sunt reale. Și zic, bă, dacă să nu mai bănănăi prin oraș așa, opresc un taxi și zic, bă, până acolo mă aștepți 5 minute, 10 minute, de acolo mă duci la cantonament. Da, ok. M-am urcat, hop, frumos. Sun la muzică în surdină, vă zic, acum mă gândeam, zic, bă, zic, da, dacă nepotrivit, dacă deranjez, zic, bă, dacă văd că nu răspunde, asta e, zic, mă ușchesc și sun să uit al meu pe vizor, ce e, bă, ce s-a, zic, bă, zic, am uitat că, zic, ne-a lăsat să plecăm și ea, că n-am mers la film, n-am, zic,
pot să intru? Da, mă, ești nebun, zice, la tine în casă, zice, bă, dar te rog eu. Da, mă, ești nebun. Numai sifonul nu eram. Stai, bă, liniștici. Și zice, hai în bucătărie. Era lumina aprinsă în bucătărie, că aveam la bucătărie ușă de aia cu geam, așa, trei sferturi din ușă, era geam, bă, cu niște ceva pe el, așa, dar nu s-o vedea dintr-o parte în alta, dar vedeai că e lumina aprinsă. Neon, că era cu becuri de-astea cum sunt acum, dar latul de-astea cu lumina albă. Și, bă, momentul când ăsta a luat-o înainte, care e la casă, vă dați seama. Bă, momentul când a deschis ușa la bucătărie și am văzut cine era în bucătărie, am zis că fac stop cardiac sau accident vascular cerebral. În bucătărie era, a, nu știu, bine, acum n-aveți nume, n-aveți oraș, n-aveți, dar era o doamnă care întâmplător era partenera unui coleg de echipă cu acte parteneră, adică cu verighetă. Și care, vă dați seama, când ești într-un grup așa mai ieși cu gagicile, cu prietenele, cu mai sunt acțiuni de-astea care, bă, să mai împrietenească și doamnele între ele și băieții să fie acolo, să mai creeze niște relații, să fie grupul. Bă, când am văzut-o pe doamna, deci era, doamna era ultima sau printre ultimile care m-aș fi gândit vreodată în viața mea că ar fi putut să întâlnească la o cafea cu altcineva. De ce spun asta? Pentru că, bă, stătea numai în brațe la soț, când ieșeam, când din iubii nu-l scotea, darling, honey, echlebedich și așa mai departe, să țineau de mână de la mașină până la restaurant, de la restaurant până la WC-ul, de la WC-ul înapoi la masă, de la... Hai că dacă îi vedeai, ziceai, bă, ăsta cuplu, bă, ce să iubesc, bă, mai rar așa, bă. Și vă dați seama, primul meu gând a fost să ni să nu salut, să o salut, să mă întorc și să plec, să-i zic, bă, zic, hai că am plecat, zic, bă, da. Și am zis, bună, era un fum în bucătărie, dar dacă mă duceam cu bicicleta, puteam să o las așa pe roți, că nu cădea, nu trebuia să-i pun cricul. Ce era fum, ziceai că e saună, că și doamna și colegul pufăiau. Și am zis așa, bă, un pic rușinat. Zic, bună, zic, hai că nu stau. A, bună, bună, ia loc, te rog. Ziceai că e la ea acasă, o tupeistă. A, zice, ce faci? Zice, a, bă, uite, și noi mai stăm de vorbă, mai... A, zic, bă, ce frumos, ce mă bucur că... Am zis, bă, dar ce grup frumos suntem, bă, unii în cantonament, alții fac tactica cu altele și tu, bă, ce mișto e, zic, ce să am stat, cred că, 3 minute. N-am stat mai mult, că nu știam ce să mai zic la un moment dat, ce să mă întreb, ce să îl întreb pe el, ce să... vorbesc cu ea, zic, ce, nu vă dați seama, doar dacă n-ați trăit o astfel de situație, puteți să uite, bă, și tâmpitul ăsta să bâlbâie sau să gândește acum ce să vorbească, bă, nu știi cum să reacționezi, ăsta e adevărul, că nu știi cum, bă, cum să zici sau ce să zici când o vezi pe aia pe care o cunoști, cu ăsta care ți-e coleg și... ăla la care ți-e și ăla colegi în cantonament. Ce naiba să zici? Sau ce să întrebi ca să nu pari idiot? Să nu... deci o situație care să râzi nu poți, să... Bă, nu știi cum, nu știi ce să faci. Stai ca prost așa și te rogi la Dumnezeu să
să se termine întâlnirea, mai repede să pleci. Și am stat câteva minute, am zis, hai bă, că mă așteaptă taxiul, asta a fost bună cu taxiul. Zic, hai bă, că nu mai stau, că zic, mă duc, că mă așteaptă taxiul să mă duc la cantonament. Ce, hai că vorbim, nu știu ce, ne auzim, hai, te-am pupat, ciao, pa, goodbye, my love, goodbye. A venit ăsta cu mine până la ușă, a început să râdă, mi-a făcut semn. Și hai că ne auzim, vorbim, hai, te-am pupat, pa. Și m-am urcat în taxi, ăla știa deja unde să mă ducă, că îi spusesem de când m-am urcat, unde facem escală și unde e finalul. Bă, la un moment dat, după vreo 10 minute, 5 minute, 10, mersesem ceva, bă, mă uitam pe geam și mă gândeam așa, ca idiotul, bă, cum, aproape că nu credeam, aproape că ziceam, bă, nu se poate, mă, doamna asta care, bă, îl iubește atât de mult pe ăsta și se comportă atât de frumos și îl pupă și îl ia în brațe și vine la el și îl mângâie și zice, numai honey, numai darling, numai iubitule, numai pe cum îi zice și zic, bă, la un moment dat mă întreabă șoferul. Zice, da, s-a întâmplat ceva? Zic, nu, de ce? Păi păreți gânditor așa, zice, de când v-ați întors, zice, când v-am adus aici, ce am mai vorbit, zice, acum v-am mai întrebat ceva și zice, na, nici n-ați auzit. Zic, hai domne, ce naiba? Zice, da, pe cuvânt de onoare că... E, zic, nu, mă gândeam așa, zic. A, bine, nu, mă scuzați, n-am vrut să fiu nepoliticos. Stai, domne, liniștit, nu, zice, am crezut că s-a întâmplat ceva și aveți vreo problemă. Sau, nu, domne, stai liniștit. M-a dus omul acolo, unde era capătul, i-am plătit. Vă dați seama că, bă, numai asta aveam, deci numai asta am avut în cap. A doua zi dimineața aveam antrenament, că meciul respectiv îl jucam acasă. Și la antrenament venea toată lumea. Și cei care nu rămâneau în cantonament, adică. Și vine colegul meu. Salut, zice, hai să vorbim. Lasă-mă, zic, că vorbim după ce, zic, abia mi-am revenit. Hai, bă, te rog eu să... Hai, mă, am ieșit afară. Ce, bă, zice... Ce... Aia mea a fost în capul tău, mă, să vii acolo. Păi, ești tâmpit, zic, nici nu m-am gândit, zic. Nu m-am gândit că... Mi-ai zis că te duci cu cineva. Dar nu m-am gândit... Cu cine? Zic, bă, îmi cer scuze dacă... Ce, bă, nu, bă, ești nebun, e casa, eu îți mulțumesc. Bă, dar zice, te rog eu frumos, că îți dai seama dacă se aude ceva sau aia, ce scandal iese. Ce, de-aia nici nu pot să... Zice, acum înțelegi de ce ți-am cerut cheile. Că nu pot, frate, să mă duc la niciun hotel, nu pot să mă duc la nicăieri, că cum să te duci? Nu, n-ai cum și trebuie să... Mă duc înainte undeva, așa, pe la prieteni, după 10 minute, un sfert de oră să vină așa, pe urmă iar pleacă unul primul, ălălalt mai așteaptă și zice, bă, dar te rog eu frumos, bă, îmi cer scuze că te-am pus în situația asta, stai, bă, liniștit, ce-ai făcut treaba, bă, dar te rog eu dacă nu, să nu te enervezi vreodată sau să ași, și că tu ești nebun, te mai enervezi la antrenamente, te enervezi la meciuri, că, sau să zic ceva și aia și zice să reacționez, că zice, îți dai seama ce scandal este. Stai, mă, tâmpitule, liniștit, nu-i nicio problemă, bine că a fost ok, ai lăsat deschis pe acolo, da, bă, zice, am lăsat deschis, am totul, cum ai spus, a, zice, numai că, zice, bă, zice, mă, crezi că după ce ai plecat, zice, vreo oră n-am avut chef de nimic, frate. Deci ce să mai, ce mi-a dispărut și pofta de mâncare. Zicea, apropo, ce ți-am lăsat și o pizza în frigider, că zice, am mai ciugulit, așa, mai, zice, comandasem și nu mai știu ce, și zice, am mai mâncat din alea, zice, o pizza ți-am lăsat-o în frigider, dacă când te duci mâine seara acasă, dacă, bă, ți-o bagi aia la cuptorul cu microunde, ți-o încălzești, că zice, ai și ce să crăpi în tine, că ce o pizza am lăsat-o acolo și...
Și bă, asta e, zic, bă, îmi cer scuze eu încă o dată că am venit, bă, eu că te-am pus în asta. Și după vreo două săptămâni, trei, să întrerupe campionatul unde jucam și zice antrenorul, bă, zice, ca să mai așa, să ne mai destindem, să ne mai, zice, ieșim, facem o masă frumos cu toată lumea și trei zile libere. Să întrerupea campionatul, cred că vreo două săptămâni pentru meciuri ale echipelor naționale și așa mai departe. Și ne zice, tot timpul ne invita clubul, antrenorul, bă, ne vedem acolo. Eu acum, curiozitatea mare, eu m-am gândit că e ceva la început. Și zic, bă, zic, acum, zic, bă, zic, să vezi ce rușine, frate, zic, ori nu vine. Așa m-am gândit, că bă, zic, nu poate să aibă tupeu să vină, că bă, eu am fost acolo, ea m-a văzut, eu am văzut-o. Acum, ăsta, unul dintre colegi, a fost acolo, că eu am dat cheile, ăsta la alt coleg e, zic, n-o să mai merg, cum să fi fost cu ăla acum câteva zile și să vină să-l pupe pe ăsta cu de față cu ăsta la alt și... Bă, cert este că a venit, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, adică așa o stăpânire de sine și absolut totul normal, comportamentul la fel, identic cu cum era cu o lună înainte, cu două, cu aceeași îmbrățișări, același stau și eu la tine în brațe, te mai iau de gât, vrei puțin de ăsta, darling, iau o înguriță, hai cască gura mare. Așa, adică bă, nicio... Mă mai uitam la ăsta la care era mai apropiat de mine, că da-i dăduse și cheile, și mă mai uitam, mai râdeam, bă, ăsta mai făcea... La un moment dat, n-am mai, bă, când am văzut atâta, bă, atâta, plutea dragostea în aer, adică era, bă, cuplu model. I-am făcut semnul ăsta, vină mă puțin să facem pipi la dublu. Și zic, mă, zic, să trăiască, mă, ta, tu de cât timp ești cu asta? Că zic, nu mai pot de nervi, frate, că și îl ia pe ăsta în brațe, îl pupă, îl morții ei, zic, a, nu, mă, că suntem de vreun an de zile. Bă, păi și doar așa că vă vedeți? Da, mă, da, ne vedem o dată la două săptămâni, o dată așa și atâta, nu, n-am, dar zic, nu ești gelos să-ți trăiască mult, nu ești gelos. A, mă, frățioare, ce ai, mă, ei la miștoși. Păi, mă, dar nu vezi când plutește dragostea în aer, așa, nu, nu te gândești că și cu tine face la fel, că și cu tine e dragoste mare, bănuiesc, că te și pupă, te și îți face și altceva și... A, mă, termină, tu ești numai cu Caterinca, nu? Și zic, hai mă, să zicem, mergem, ne așezăm pe lângă ei pe acolo și începem să vorbim prostii de un menaj a troa, vorbim de un trenuleț, de, să facem niște nebunele, așa zice, să vedem cum reacționează cuplul de îndră... Bă, termină să-ți trăiască mota, bă, ești tâmpit, bă, nu, bă, cum să faci? Că zic, bă, mă duc acolo și zic, bă, am fut, zic, hai, că, zic, să vezi ce, că, bă, nu mai suport, nu mai suport, zic, cum, bă, cum o să fie atât de mare dragoste când acum ceva timp era cu tine la suc și să fumeze? Și mă, ăsta îmi zice, a, bă, oi fi tu tâmpit, dar chiar atât de tâmpit. Zic, să mor eu, dar nu mă duc și mă așez lângă ei acum acolo, îmi fac loc așa lângă ei. Și zic, încep și vorbesc numai tâmpenii, să vedem cum... Și n-aveam de gând, vă dați seama, dar zic, doar să-l văd pe ăsta, să-l fierb puțin, să-l... Și mă duc cu colegul, na, cu colegul vorbești, nu vorbești cu nevastă sau cu măsa sau cu gagică sau... Și mă tot bag în vorbă cu ăla, poc și mă așez lângă ei așa. Și
Mă uit așa puțin în spate unde îl lăsasem pe celălalt coleg. Ăla deja era roșu. Era roșu la... Eu acum sunt după alergare așa și încă nu mai mi-am revenit la culoare, de-aia par mai roșu așa și n-am mai aprins nici felinarul. Îl am aici și felinarul, uite că așa par mai strălucitor. Și am stat vreo 5 minute cât ce naiba să tot vorbește atât. Astea 5 minute cred că au fost cele mai lungi 5 minute din viața lui. Că nu știa ce vorbim. Nici n-a avut tupeu să vină să se apropie, că îi zise, zic, mamă, să vezi ce prostii vorbesc, dă. Nu mai dă nenorocire să vorbesc. Și mă ridic de acolo, mă duc la locul meu unde stăteam și hop, vine și el. Bă, ce ai zis, să mor tu, bă, ce ai, bă, ai zis, bă, ai zis tâmpenii pe acolo, bă, să nu fi zis ceva, să-și dea seama ăsta că facem, să stai, bă, prostule, și că am vrut să văd cum reacționezi cu aia. Am vorbit tâmpenii, nu, n-am vorbit de nimic prostii, nimic de dragoste, de tâmpenii așa, generalități. Hai de capul meu, zice, bă, uite cum îmi bate inima, zici că am făcut două antrenamente unul după altul. Deci sunt lucruri una peste alta care, bă, se întâmplă, sunt, nu știu, normale, sunt lucruri care se întâmplă, nu știu dacă sunt normale, anormale, cum sunt, că nu pot eu să le cataloghez, care se întâmplă, fac parte din realitate, referitor la ce ați zis voi cu alea, că, domne, sunt filmate, ori fi, dar sunt inspirate, probabil, din realitate. Scuze de plictiseală, poza o aveți dacă dați click pe ea, vă puteți abona, momente, dacă intrați pe pagina canalului, momente pe poza de profil, apăsați acolo videouri scurte de 15 secunde, share, abonare, mulțumire anticipate și nu uitați, protejați-vă, faceți sport, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă sigur ne va vedea cineva. Vă salut, prieteni!